Asigurările sunt ca centurile de siguranță, par și incomode și inutile, până ai nevoie de ele. Sunt Sergiu Costache, ne aflăm la ora de risc, o emisiune, zic eu, pentru toți cei care conștientizează că există riscuri și sunt interesați și de soluții. Dacă nu sunt interesați, sunteți interesați de soluții, atunci mai bine nu ne ascultați. De fiecare dată invit lideri specialiști de, de top, azi am nu unul, ci, ci doi, difuzăm în fiecare marți în premieră și sâmbătă dimineață la 10 și 10, adică imediat după buletinul de știri ne puteți auzi din, din, nou. Astăzi o să vedem ce s-a mai întâmplat cu tinerii care își doreau să facă o carieră în, în, asigurări. Iar titlul emisiunii de astăzi este Ce ai făcut la școală și o să vedeți de ce. În România există în acest moment aproape 300.000 de, de elevi, mai exact 286.707, care învață în licee tehnologice ei se pregătesc pentru meserii extrem de, de, folositoare, despre care nouă nu ne prea place să auzim, ne place doar să-i folosim pe acești specialiști. M-am întrebat dacă ei știu despre industria de asigurări, de faptul că e o soluție viabilă pentru ei care putea să facă aici carieră. E, ca să faci o carieră, mai întâi trebuie o să afli că se poate, după care cineva să te pregătească și să te, să te introducă în această industrie. Eu zic că avem o soluție astăzi pe care o vom discuta cu invitații mei. Alexandra Bălșanu, președintele asociației Go Ahead, bine ai revenit în studioul nostru. Mulțumesc că m-ați invitat. Și Cristian Dorel Lăcătuș, trainer și specialist în asigurări. Și uite așa, bine ai revenit în studiou, Dorel. Bine v-am găsit. M-am gândit să facem o, o legătură în, în felul următor. Asociația Go Ahead are un proiect foarte frumos pentru acești elevi din liceu. Eu am făcut un calcul. sunt 300.000 de de elevi, 90% dintre ei au declarat că vor să plece din, din țară, îți presupunem că reușesc toți, mai rămân 30 de da? mii, din ăștia 30 de mii, dacă 10% ar fi interesați de asigurări, sunt 3.000 și dacă doar 10% din aceștia fac ceea ce și au propus, înseamnă 300 de oameni noi în asigurări, asigurări care se plâng că nu găsesc oameni. Iată, oamenii există, dar asigurătorii nu știu de acești elevi care termină liceele și nu sunt cu nimic mai prejos decât cei din liceele teoretice sau alt soi de liceu, sunt și asta o, să o vom demonstra în emisiunea de, de astăzi. Alexandra, tu ai mai fost în emisiune, am discutat cine sunteți, ca asociație, ce vă propuneți pentru viitor. Statisticile sunt foarte clare și le-am discutat și cu patronatul industriei de, de asigurări. Pentru cei care au ratat însă prima noastră emisiune, spune-ne și nouă, pe scurt, cine este Go Ahead și până discutăm ce ați mai făcut la școală. GoHead este o organizație non-guvernamentală care se ocupă de șapte ani de zile cu dezvoltarea socio-emoțională a tinerilor și a profesorilor, preponderent. Acum, cam ce am făcut noi în ultimii șapte ani, ar spune că 11.000 de beneficiari și cred că peste 500.000 de ore, vorbim aici de coaching, de formare, de consiliere, de educație non-formală în general. Deci mergem către profesori și mergem către elevi și mergem către părinți pentru a arăta uh, care este importanța pentru a susține consilierea și dezvoltarea personală. Bun, asta ar fi așa să zicem uh, partea teoretică. Practic uh, aveți programe cu care mergeți la licee și lucrați cu elevii, cu profesorii lor și cu părinții acestor elevi în situația în care ei există, pentru că sunt copii care au un singur părinte și ăla a plecat din țară să lucreze nu știu unde. Um, Recent a fost premiera filmului Ce ați mai făcut la, la școală, în regia lui cunoscutului regizor Teddy Necula. Mi-a plăcut foarte mult filmul, mi-au plăcut și elevii care au jucat, mi-a plăcut și conceptul. Acum nu pot să vă redau în cuvinte toate lucrurile astea, dar poate o să putem să. Da, da, o să punem linkul către trailerul filmului. Voi, după ce ați lansat filmul, ați plecat cu el prin, prin țară. Care a fost impactul pe, pe elevii din licee când au văzut că elevii asemenea lor știu că lumea asta este și pentru ei? În general, impactul este unul foarte puternic, mai ales la adulți, pentru că au adulții au un alt grad de înțelegere a lucrurilor față de copii. Pentru ei, uneori, realitatea cred că este atât de dură încât ar vrea să o acopere prin altceva. Au fost, a fost bine, este frumos. Copiii sunt cuminți, sunt impresionați, sunt doritori să, să povestească ce au văzut în film, cum au trăit. O parte dintre ei au parte și de ateliere de afirmativ art în continuare cu partenerul nostru norvegian. Și atunci suntem mulțumiți, vom ajunge, nu știu, la aproximativ 5.000 de, de persoane într-o lună de zile cu filmul, în mod gratuit, evident, și o să continuăm. Deci impactul a fost puternic pentru elevi care s-au regăsit acolo, dar a fost impact și pentru adulți. Adulții, cine au fost profesorii și părinții elevilor sau ați avut și alte alți invitați? Profesorii, profesorii. Profesorii în mod deosebit, adică nici da. ei nu știau ce pot elevi pe care, pe care aveau în, în mâna lor. Glumesc. Glumesc. Sigur știu, dar uneori se simt lipsiți de, de, de posibilități. L-am invitat pe, pe Dorel Lăcătuș astăzi pentru că am aflat de la el că el se duce prin licee și că ține cursuri de educație financiară, dar sunt altfel de cursuri, pentru că Dorel are un alt stil în care prezintă lucrurile. Știu că ai fost recent la un liceu catolic, la un colegiu catolic, colegiu catolic, la un colegiu catolic la care am fost anul trecut prima dată, invitat la clasele a treia și a patra. Anul acesta copiii dintre a patra au trecut între a cincea și am fost invitat din nou și cu ocazia asta am participat și la cursuri cu două clase de a zecea și în premieră, chiar a fost o încercare pentru mine, cu copilași din clasa pregătitoare. Da, și copiii, bine, sunt, au experiență cu banii, sunt foarte interesați de bani, pe lângă aspecte legate de bani, sigur că am vorbit și despre cu copiii mai mari și despre investiții. Un interes mare era de exemplu în zona criptomonedelor, apropo de investiții, da, și noi știm că în asigurări avem Produse care sunt inovative, care au și partea de product, protecție și partea de fonduri de investiții. Deci, există subiecte de interes pentru cei care sunt interesați, de exemplu, și de criptomonede. Referitor la licele tehnologice, vreau să vă spun o povestioară foarte simpatică. Zilele trecute, undeva în zona pieței veteranilor, pe unde o trec spre casă, m-a oprit un băiat tânăr, înalt, tatuat și m-a salutat și mi-a zis că a făcut liceul undeva la capătul Bulevardului Maniu, unde acum câțiva ani, e un liceu tehnologic, eu am fost tot așa într-un proiect de voluntariat organizat de Autoritatea de Supraveghere Financiară și le-am vorbit copilor inclusiv despre asigurări. Și copilul mă urmărea pe Facebook de atunci și mi-a zis, v-am văzut de câteva ori și am vrut să vă opresc, dar mi-a fost rușine și acum și-a făcut curaj și m-a oprit, am schimbat două vorbe, el a fost la o clasă sportivă acolo, copiii acolo aveau și alte meserii, de exemplu fetele în zona aceasta de îngrijire personală aveau specializări, calificări și l-am întrebat, ce a făcut în continuare, absolvise de câțiva ani și mi-a zis că s-a făcut frizer. Deci, cumva, o meserie care, după părerea mea, pare destul de solicitată în ultima vreme de, de tineri. Nici nu se mai cheamă frizer să se cheamă hair da? da. 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 Frizerii și... au plecat de mult din țară. Uh, cumva uh, se potrivește întâmplarea aceasta cu ceea ce uh, faceți în liceele tehnologice, după părerea mea ca uh, asociație. O altă experiență pe care am avut-o tot acum câțiva ani, e un liceu tehnologic în zona metroului, stație de metrou Grivița, și a fost primul meu contact cu un liceu tehnologic, nici nu știam că mai există genul acesta de licee, genul profesionalilor de pe vremea noastră și am fost surprins să văd odată cum arăta acel liceu, și cum erau copiii din acest liceu. Deci dotarea era peste orice așteptări. Clasele arătau foarte, foarte modern. Copiii erau foarte isteți. Sigur că făceau meserii din acestea. Tinichigiu, mecanică, deci meserii solicitate de companii private, aveau și burse din partea unor companii private ca ulterior copiii să meargă să lucreze acolo și am fost foarte impresionat de cât de isteți erau și ce interesați erau de, de subiectele pe care noi le le puneam în fața lor. Am fost un pic dezamăgit de ce? De faptul că 40% dintre ei, după spusele profesorilor care erau cu mine acolo, nici măcar nu doresc să dea bacul. Da? Deci, efectiv, pentru că au această pistă cu meserii după părerea mea la mare căutare în România în momentul de față, da? Uh, nu, mai, nu mai dau bacul și copii care ar putea uh, să ia bacalaureat, examen de bacalaureat, refuză să facă lucrul ăsta. Poate aici e o direcție pe care, nu știu, ați putea să îi ajutați să se decide totuși să dea acest examen Chiar dacă poate nu li se mai pare util în momentul adică ăsta. Adică în proiectul ăsta, în proiectele pe care le face Go Ahead, să mai adăugăm un punct. Dați Dumnezeului bacalaureatul ăla pentru că e bine și pentru viitor și pentru toți cei din jurul vostru. Cred că îi sfătuiți și în direcția asta. Dorel Lăcătuș vorbea despre, despre meserii și mi-am adus aminte că făcusem, erau tinichigii, electricieni, ospătari, bucătari. Da, mai există și alte profesii pentru care se pregătesc, pentru că sunt și licee economice, tot tehnologice li se spune. O grămadă de profesii, așa cum ați văzut și în film, era unul dintre băieți într-un liceu tehnologic, într-o echipă de robotică care luase premiul întâi. Adică ei acolo merg și la automatizări, nu merg doar pe instalatori din Inchigiu Mecanic Auto, să nu spunem câte nevoie avem noi de mecanici auto. Să nu spunem că o parte dintre oamenii care vin din economic merg spre vânzări, spre zona de contabilitate și de ce nu spre zona de asigurări. Eu cred că lor nu li se prezintă, adică sunt sigură că nu li se prezintă aceste opțiuni. Și apropo de ce ați spus voi mai devreme, noi așa am început, prin faptul că am mers într-un liceu tehnologic în 2017 și acolo nu dădea de nimeni bacalaureatul. Și noi am, am lucrat cu un grup de elevi și am convins o parte dintre ei să dea bacalaureatul. A, deci voi aveți deja prinsă în, în da. structura voastră asta dragilor, dați bacalaureatul pentru că, uite, se întâmplă lucruri bune după aia. Da, dar să nu uităm că bacalaureatul nu este diferențiat. Ei nu au un bacalaureat specific pentru zona profesională și tehnică, ei fac materii diferite sau un pic diferite față de ce se întâmplă în învățământul teoretic. Și atunci și... practic un handicap când e vorba să dea Da, și scopul lor este altul. Adică ei se pregătesc acolo pentru o meserie. Dar ei deja câștigă bani ei pot câștiga deja bani. Începând cu 16 ani se pot angaja și apoi și dacă nu dau bacalaureatul, ei știu că mergând mai departe către o companie, cu meseria pe care au, ei poate să câștige bani. Deci cineva trebuie să vină să le explice de ce extra trebuie să dea și bacalaureatul pe mai departe. Ce le aduce lor acel bacalaureat? Nu știu. O șansă să câștige bani mai mulți, o șansă să se angajeze mai bine, o șansă să aibă o funcție mai înaltă care să le aducă din nou bani mai mulți lucruri practice și de înțeles la nivelul unui copil de clasa 11-a, 12-a. Foarte isteți, așa cum spunea, cum spunea Dorel. Dorel, dacă tu sunt isteți copiii ăștia, spune-ne și noi un pic că ai văzut în, la brocării cu care lucrezi, brocării de asigurare și care au rețele foarte mari. La unul, pe unul dintre ei chiar o să i, o să -i vedem, o să vedem în, în, curând gala acestui brocări. Știu că ei se orientează, spun așa, trebuie să aibă doar liceul terminat, nici măcar nu trebuie să aibă bac. Cariera în asigurări înseamnă și foarte mulți bani. Sigur că nu vin din prima clipă, așa cum vin, să spunem, dacă te faci hairstylist. La iTunes i lua banii. E, aici mai întâi trebuie să te pregătești un pic, dar nu e cine știe ce pregătire. Spune-ne un pic cât se poate câștiga în asigurări și care e traiectoria unui om care vine așa doar cu liceul. Da, N-aș vrea să simplificăm. Cred că totuși e nevoie de pregătire în asigurări pentru că noi vorbim de produse simple, poate în prima fază pe care le poți învăța, cum ar fi, nu știu, asigurare de locuință, dar apoi produsele pot fi mai complexe și cu valoare de foarte mare pentru clienți și atunci ai nevoie de pregătire care e ori organizată de companii, da, de companii în interior, cu oameni din interior, ori apelează la companii de training specializate. Da? Așa cum e compania ta. De -ă, deci e nevoie de de pregătire, după părerea mea, produsele pot fi foarte complexe și ai nevoie de capacitate de învățare. Ce cred eu însă este că companiile de brocherași cu care noi lucrăm și care recrutează nu vizează în momentul ăsta copiii care sunt în clasa 12-a, nu se duc acolo să le prezinte. Și la prima vedere și eu am avut o rezistență, ați văzut, pentru că i-am considerat un pic cam mici și că ar trebui deja să fie absolvenți de, de liceu. Dar dacă faci, nu știu, propagandă pentru niște meserii, poate la clasa 8-a, ca copiii să aibă orientare profesională, da, care să aibă la bază o pregătire de specialitate în cazul celor tehnologice, de ce să nu facem asta și pentru asigurări? Și poate fi o idee. Eu am participat, de exemplu, la evenimente organizate în facultăți, nu neapărat cu profil economic, unde se organizează niște seminarii de prezentare oportunității de lucru în afaceri. Și acolo le spunem tinerilor că un venit de 1000 de euro pe lună, care este așa un fel de prag psihologic, se poate atinge relativ ușor în asigurări, cu diferența că în asigurări venitul este crescător an de an, pentru că la portofoliul pe care îl administrezi anul acesta se adaugă de obicei vânzări noi. Și pe măsură ce acumulezi experiențe, ești tot mai bun la a avea Clienți, Am da. cifre proaspete. Institutul Național de Statistică spune că salariul mediu în România e 981 de euro. Atât a fost la finalul anului trecut. Net. Net? 981 de euro, adică la 19 euro de 1000 de euro de care spunei tu. Și știu foarte multe cazuri de a, în asigurări de oameni care câștigă nu 1000, nu 2000, nu 3000, câștigă și 10.000 de euro pe, pe lună și nu sunt director general de, de companie e adevărat uneori ei câștigă mai mult decât directorul general ai unor companii de, de asigurări da, deci... sau de brocărași cunoscute și dacă tot spuneai de compania la care mergem mâine la conferință, acolo sunt foarte mulți tineri care au deja 8-10 ani de asigurări la 30-32 de ani deci au, au început imediat după liceu și care și-au construit un viitor financiar după părerea mea foarte solid și foarte bun dar e nevoie de această informare și poate e o, o variantă prin care, împreună cu GoHead putem face niște acțiuni de informare pentru copii. Să le spunem cum se câștigă banii din asigurări, da, care ar fi pistele, pentru că, sigur, pot fi și piste de salariați, nu neapărat de mici antreprenori. Da. E posibil copiii din cele tehnologice să fie interesați de salariu, pentru că poate de aceea și aleg anumite profesii foarte concrete, dar între ei sunt și copii cu spirit antreprenorial. Eu vă spuneam că la liceul acela de la Iuliu Maniu erau fete care lucrau în zona aceasta de îngrijire personală și unele le, dintre ele deja câștigau bă, bănuți frumoși, pentru că au spus copiii câți bani câștigă și am fost impresionat. Și aveau ce, ani. Spun, Ce spun statisticile voastre? Câți dintre ei visează să devină antreprenori? Mulți. Mulți, nu, nu, nu mi-aduc aminte acum statistica, dar mulți visează să devină antreprenori, și eu cred că asta se întâmplă prin prisma meserilor la care se gândesc, da? Ok, te gândești că vrei să devii mecanic auto, deci poate că ai, la un moment dat ai putea să-ți deschizi să propriul service, service. Okay. Exact. Instalator, ok, să ai un mic PFA cu care să poți să faci acest lucru. Iar apropo de zona asta de asigurări, noi când i-am întrebat pe ei și când îi întrebăm ce anume vor să se facă, ce urmăresc, nu am auzit de meseria de asigurări, da? Păi până să nu ne întâlnim, nici eu nu mă gândisem la varianta asta, iar percepția publică despre care aș vrea să vorbim uh, acum este că elevii din liceele leceri, tehnologice sunt mai bătuți în cap, ca să zic uh, direct așa. Sunt mai fraieri, sunt mai golani, sunt mai au tot felul de apucături care nu-i face eligibil pentru, pentru, societate. Care e realitatea? Pentru... Eu am văzut un film, tu ai văzut o în școlile prin care, ai, prin care, ai, fost, ai trecut cu proiectul ăsta. Care e realitatea? Realitatea este că noi ca și societate considerăm că învățământul profesional și tehnic este un fel de, nu știu, scursură a învățământului general. Când nu poți face nimic altceva, nu, te duci da. la tehnologie. nu? ești pierdut, te duci la tehnologic. Ori nu este așa, să ne, să ne gândim că acum în București, de exemplu, ca să luăm exemplu Bucureștiului, dacă ai, nu știu, sub 9-20 sau 9 sau nu știu ce, cu 8 și ceva, poți, ai șanse foarte mari să ajungi la un liceu tehnologic. Ceea ce, nu pot să spui că un copil care este de nota 8-50 este un copil slab pregătit. Ok, poate că a avut emoții, poate că nu e de 10, dar asta nu înseamnă că este un copil slab. Deci... Noi gândim un pic ciudat despre învățământul profesional și tehnic, și sincer nu înțeleg de ce gândim așa prin prisma faptului că avem nevoie de toate aceste meserii în jurul nostru, nu numai de oameni care au terminat matematica, informatica, dreptul, medicina și așa mai departe. Am în trailerul filmului, pe care repet, o să-l punem în, ca link în, în, în prezentarea emisiunii. Vedem că acești tineri nu se rușinează de faptul că vor învăța o meserie, nu se consideră mai prejos decât cei din liceele teoretice, de exemplu. Cât de mult a contribuit consilierea și dezvoltarea personală pe care ați făcut-o voi pentru creșterea stimei lor de sine? Știu că ați făcut niște măsurători în domeniul ăsta, dar nu știu cum se poate măsura stima de sine, dar ea a crescut în cazul acestor copii. În principal prin chestionare pentru că nu ai cum, și prin studii de caz pe care le desfășor cu ei de-a lungul unui program, dar nu Mergi și faci un program de o săptămână. Ne vorbim aici de programe de minim șase luni de zile, în care lucrezi în mod constant cu copiii, de două ori pe lună cel puțin și atunci lucrurile se schimbă. Cam cu 15% a, a crescut stima de sine într-un proiect pe care l-am avut noi în Dâmbovița pe șase luni de zile. Cât costă un proiect din ăsta? 30.000 de lei. Adică 6. adică, 6000 de, de euro nu este așa o. Ai osumă. făcut un calcul la lansarea filmului. Eu atunci uh, bun, hai să o luăm metodic așa, se pot dona bani pentru o asociație. Era un număr de 1000 de SMS-uri erau. Așa, făcusem un calcul, spunem -mi și da, mie o dată da, da. calculul ăsta. Da, asta. făcusem un calcul că dacă donăm uh, nu știu, 1200 de SMS-uri, ori 4 euro, mă rog, ajungem undeva în jur de. Trebuie să donăm cam o cafea pe lună, fiecare dintre noi, o cafea din aceea de 15-20 de lei. Și avem, dăm șansa unui grup de copii și de profesori dintr-un liceu tehnologic să facă un program de șase luni de zile, ca urmarea căruia pentru grupul respectiv de copii se schimbă lucrurile și anume crește motivația pentru învățare, crește stima de sine, scade anxietatea. Profesorii uh, înțeleg prin ceea ce trec elevii, uh, încep să se schimbe, înțeleg cu ce se confruntă generația de astăzi și pot să aplice această transformare și ce asupra celorlalte grupe de elevi pe care le-au în, în învățare. Adică -i folosiți cu ghilimele de rigoare ca să le faceți poftă celorlalți și eventual să le faceți poftă să dea și bacul. Dorelă Cătuș, spuneai așa că ai făcut niște programe sau ai participat la niște programe împreună cu ASF, Autoritatea de Supraveghere Financiară. Știu că mai există și ISF, Institutul de Studii Financiare. Am văzut acum au făcut cu BNR-ul, Banca Națională, cu Bursa de Valori București a fost, știu că ai fost și speaker la, 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 evenimentul lor. Ce se întâmplă în zona asta? Da, există o strategie națională cu privire la educație financiară, unde sunt implicate toate aceste instituții de care ai spus, bineînțeles și Ministerul Educației, Ministerul de finanțe și din punctul acesta de vedere noi stăm destul de bine pentru că suntem printre țările europene care au educația financiară ca materie obligatorie la clasa 8-a, ori așa de sine stătătoare sau în cadrul educației sociale. Și asta ne ajută foarte mult pentru că copiii la 14 ani deja au niște elemente, niște concepte pe care ulterior le, le pot dezvolta. Acum, proiectele pe care le face ASF-ul le face de ani de zile, eu sunt voluntar de ani de zile, anul acesta în proiectul în care sunt, sunt implicați sunt peste 400 de voluntari, oameni din domeniul nostru de activitate, și avem ca normă, dacă vreți, să facem 5 ore de educație financiară la 5. Clase Dar probabil că o să depășim, pentru că sunt solicitări destul de mari. Inclusiv din partea profesorilor vin solicitări, dar sunt solicitări care vin și din partea părinților care află despre noi, și ulterior vorbesc cu, cu profesorii, cum e cazul Liceului, Colegiului Catolic la care am participat. Deci, direcția e bună, dar e nevoie de timp pentru că uh, impactul nu e atât de mare pe cât ne-am aștepta, adică nu, sunt, uh, nu reușim într-un timp relativ scurt să atingem toți copiii uh, din, uh, din școlile din România. Uh, cred că în câțiva ani, noua generație va fi mai bine echipată din punct de vedere a informației financiare decât generațiile noastre la vremea uh, respectivă. Și cred că uh, și instituțiile private, și aici companiile private fac lucruri bune în direcția asta, fac de ani de zile că discutam înainte să începem, și se vor schimba uh, aceste lucruri în favoarea tinerii generații. Deci asta se e schimbă, părerea mea. Se schimbă, dar nu peste noapte, e nevoie nu peste de... noapte, da e o formulă care se cheamă picătura chinezească, adică să picurăm câte un pic în fiecare zi în direcția asta. Picătura aia am făcut-o, nu mai țin minte numărul de, pe care ni l-ați dat atunci ca să fac donația respectivă. Am donat cei 4 euro, mai mult de atâta, mi-a venit părmă un meci și a zis nu vrei să-i donez în fiecare lună? Ba da, vreau să-i donez în fiecare lună, nici nu știu când pleacă banii aia de la mine. Ce înseamnă 4 euro? Înseamnă mai puțin de 20 de lei. 20 de lei pe lună pentru a sprijini acești copii, mi se pare extraordinar. Dacă ai numărul la dispoziție, poți să-mi-l să spui și nouă, dacă nu o să-l punem în linkul din emisiune, te rog. Da, 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 este 8864 cu SMS autentic. Trebuie să scriem textul autentic și donăm 4 euro. Și apropo de calculul de mai devreme, că mai luat un pic prin surprindere, 250 de SMS-uri am avea nevoie lunar, recurent, timp de 6 luni, deci 250 de persoane care să facă acest lucru pentru un program. Deci ca deci să producem 250 schimbare. de persoane dau 4 euro în fiecare lună. 6 luni? Timp de șase luni. Și acești bani merg către un program pentru un liceu pentru șase da. luni care cuprinde elevi și profesori. Da. Poate chiar și părinți. Dacă sunt dispuși părinții să vină, noi cu mare drag mergem acolo către ei. Și dacă găsim și companii cu companiile care ne susțin, mergem în liceele respective și cu mentori de la respectivele companii, iar în cazul zonei de financiar, noi suntem foarte bucuroși să ducem mentori din zona financiară în liceele pe care le avem deja. Dorel, o concluzie a ceea ce am discutat astăzi. Știu da. că te-am luat prin surprindere, invitația a fost chiar dis de dimineață, așa, te-am întrebat dacă poți veni, ai zis că da, am zis hai, care e concluzia ta după discuțiile pe care le-am avut astăzi? Ca să trag pe turta noastră a asigurărilor, o primă concluzie ar fi să vorbim cu colegii din piață care doresc să dezvolte echipe și recrutează, să facă un pas către tinerii din clasa 12, de exemplu, chiar din licele tehnologice. Asta ar fi o primă concluzie. Al doilea lucru, cred că e de menționat aspectul acesta: că sunt organizații, instituții și organizații non-guvernamentale care sunt preocupate de starea de bine da? și de bunăstarea financiară a copiilor, da? chiar dacă sunt la început de drum și poate încă nu obțin venituri. Și asta, după părerea mea, merită susținut și încurajat. Da? Bun, concluzia mea este una mult mai simplă, că să ai o asigurare e mai ieftin decât să nu ai una și că să ai niște copii isteți la dispoziție care să vină să lucreze în asigurării, să câștige bani, să câștigi vizibilitate și, și noi clienți, mi se pare extraordinar. Nu aveți de făcut decât un singur lucru foarte simplu, 8864, trimiteți mesajul la numărul ăsta cu autentic, 4 euro pe lună pleacă spre, uh, spre acest program. Sigur, poate să plece o singură dată sau poate să plece în fiecare lună. Invitații mei au fost Alexandra Bălșanu, președintele asociației Go Ahead și Cristian Dorel Lăcătuș, trainer cu experiență și expert în asigurări. Până data viitoare, uitați-vă și pe canalul nostru de YouTube, rețineți că asigurările sunt ca niște centuri de siguranță, vi se par și incomode și inutile până aveți nevoie de ele, după aia să vedeți mare bucurie că sunteți și în viață și cu buzunarele pline, rămâneți pe RFI pentru că urmează emisiuni din ce în ce mai interesante.